Dispoziția numărul 361 din 19.07.2019 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunității Bacelbaș, județul Bacău, pentru data 24.07.2019, ora 10. Consiliul Local al Comunității Bacelbaș, județul Bacău, se convoacă în ședință ordinară în data 24.07.2019, ora 10, la sediul Consiliului Local, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 3 al anului 2019 pentru Comuna Ștefan cel Mare. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul 2 al anului 2019 a Comunei Ștefan cel Mare. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului amenajare trotuare în Comuna Ștefan cel Mare de Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare pentru proiectul amenajare trotuare în Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind completarea anexei 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 4 din 23.1.2019 privind stabilirea cuantumului salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate a Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant de rezervă al adunării generale al Asociației Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău din partea Unității Administrative Teritoriale și Ștefan cel Mare și diverse. Dar sunteți de acord cu ordinea de zi? Aveți cuvântul pentru domnul primar? Da, pentru punctul 2, cu ordinea de zi. Deodată, da. Contabil. Rectificarea bugetului pe trimestrul 3. La venituri și la cheltuieli, rectificăm bugetul cu suma care e venită de la PNDL pentru cele două lucrări de investiții, modernizare și construire poduri și județe în satele Bogdana, Ștefan cel Mare și Negoiești și reabilitare, extindere școală generală în satul Bogdana. Deci se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli în trimestrul al treilea, cu suma de 452.710.000 lei, la partea de venituri, la finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală PNDL, la 420265, cu suma de 452.710.000 lei. La partea de cheltuieli, investiția de la școală, de la Bogdana, 173.083.000 lei, la investiția de la modernizare și construire poduri și podeții, 254,88 lei. Deci cei încasăm la venituri, îți puși pe cheltuieli pe cele două investiții, conform situațiilor de lucrări. Asta este rectificarea de astăzi. Discuții primare la proiectul de hotărâre sunt... Nu vreau să văd dacă dau o spus pe ultima frază, există situația de lucrări. Dacă există, sunt de acord. Da, pentru că trimitem la Ministerul de Poziții. Nu vine cu cred. Domnul consilier, deci trimite la Minister în baza situației de lucrări care le prezint constructorul. Când sușite de deșteptă deja de exact, verificat. Eu vreau de exemplu. Trimite toate documentele la minister și în baza la ce trimite la minister, ne dă ministerul banii ca să putem face plata. Da. Dacă nu mai dăm discuții, cine este împotriva la ține, o să ne Thank you.
Deci o să dau citirii la contul de execuție cu veniturile și cu încasările la 30-6. Dacă așa cum știți, la fiecare sfârșit de trimestru aprobăm contul de execuție cu ce s-a încasat și cu ce am cheltuit fiecare trimestru în parte. Am ajuns la trimestru 2. Și o să încep să dau citirii doar la partea de încasări și de plăți. Impozit venit în transfer pe proprietate 0,59 mii lei. Cote defalcate din impozitul pe venit 140,85 mii lei. Sume alocate pentru echilibrare 281,45 mii lei. Sume repartizate din fonduri la dispoziția Consiliului Județean 113,27 mii lei. Alte impozit pe venit, profit și câștiguri din capital 0,86 mii lei. Impozitul pe clădiri persoane fizice 14,79 mii lei. Impozit pe clădiri persoane juridice 23,99 mii lei. Impozit pe terenuri persoane fizice 20,01 mii lei. Impozit pe terenuri persoane juridice 1,70 mii lei. Impozit pe teren extravilan 16,30 mii lei. Taxe judiciare de timbru 0,98 mii lei. Alte impozite și taxe 3,85 mii lei. TVA, sume defalcate din TVA pentru descentralizarea cheltuielilor, 50.000 de lei. Sume din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, 897.000 lei. Impozit pe mijloacele de transport persoane fizice, 19,62 lei. Impozit pe mijloacele de transport persoane juridice, 0,69 mii lei. Venituri din concesiuni, 0,78 mii lei. Venituri din prestări servicii, 9,20 mii lei. Venituri din amenzi și alte sancțiuni, 19,41 mii lei. Alte venituri din amenzi și confiscări, 6,52 mii lei. Taxe speciale, 65,52 mii lei. Vărsăminte din secțiunea de funcționare în secțiunea de dezvoltare, 20 mii lei. Subvenții pentru ajutorul încălzirii cu lemn, nu, aici nu e cazul. Deci total venituri, 1667,38 mii lei. Cheltuieli pe secțiunea de funcționare. La administrației cheltuieli de personal, 520,27 mii lei. Bunuri și servicii, 63,39 mii lei. Asociații și fundații, 6 mii de lei. Dobânzi pentru creditul de la Ministerul de Finanțe, 4,17 mii lei. Protecția copilului, 20 mii de lei. Ordine publică și siguranță. Cheltuieli de personal, 90,16 mii lei. Bunuri și servicii, 9,46 mii lei. La învățământ, bunuri și servicii, 31,21 mii lei. Tichetele de grădiniță, 7 mii de lei. La capitolul 67, la cheltuieli de personal, 13 mii lei. Bunuri și servicii, 0,33. La alte cheltuieli, 10.000. Susținerea cultelor, 10.000. Cheltuieli de personal la capitolul 68, la asistență socială, 65,59 mii lei. Asistență socială, indemnizații și persoane cu handicap, 198,30 mii lei. La capitolul 70, la iluminatul public, bunuri și servicii, 88,42 mii lei. Rambursare credit la Ministerul de Finanțe pentru alimentarea cu apă, 15 mii. La capitolul 74, gunoiul care îl plătim la Rompres, 88,64 mii lei. La capitolul 84, la drumuri, bunuri și servicii, 81,70 mii lei. Total cheltuieli pe secțiunea de funcționare, 1312,64 mii lei. Excedent pe secțiunea de funcționare, 354,74 mii lei.
la secțiunea de dezvoltare. La venituri. Venituri din secțiunea de funcționare în secțiunea de dezvoltare, 20.000 lei. Utilizarii excedent din fondul de rulment de anul trecut, 1042. Finanțarii PNDL banii care îi tot primim de la Minister pentru Lucrări, 1128,39. Subvenții primite de la AFIR, alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDL, 727,37. Sume primite din contul plăților efectuate în anul curent sunt tranșele de plată care le-am încasat pentru proiectele în derulare, 1708,56 lei. Total venituri pe secțiunea de dezvoltare, 4.626,29 lei. La cheltuieli, pe secțiunea de dezvoltare, la capitolul 65, la grădiniță, finanțare externă nerambursabilă, 832,97 lei. La școala de la Bogdana, 236,75 lei. La capitolul 84, la drumuri, lucrarea pe fonduri europene, 408,13 lei. Lucrarea de la prin PNDL, din poduri și podeți, 928,17 lei. Total cheltuieli pe secțiunea de dezvoltare, 2.406,02 lei. Excedent în secțiunea de dezvoltare, 2.220,27 lei. Sunt tranșele de plată care le-am încasat, le avem în cont și o să urmeze să le plătim în funcție de lucrările executate. Asta este contul de execuție. Da. Discuție primară la proiectul. Sunt discuții? Dacă nu, să nu punem la vot. Nu, aș pune o întrebare, domnul primar. La capitolul drumuri, 810.000, da? La care drumul face referire? La întreținere? Nu, nu, nu. La... Întreținere de drumuri, nu? Da. La fonduri europene. La lucrarea de la drenaj. Ah, ok. Nu la întreținere curentă, drumuri curente. Nu, 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 nu. Știi pe fonduri europene? Da. Avem vreo întrebare? Dacă avem 10.000 la culte, sunt și pot aloca acolo unde s-au alocat conform reacului, nu? Păi s-a alocat. Păi s-a alocat, de fapt. Chiar duite. Chiar duite? Da. Și aia o pot secțiunea de privire la cheltuie. Da, da. Altceva. Am o întrebare, mai aveți? Să punem la tot proiectul de hotărâre. Cine este? Împotrivă, la ține. Având în vedere prevederile hotărârii Consiliului Local numărul 44 din 14.7.2017 privind aprobarea implementării proiectului de amenajare totală cu unul de Pancermaș de Zubacău și a contractului de finanțare numărul așa din 25.10.2018 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil pentru proiectul amenajare portuare cu Plașa Pancermare din Bacău, încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Primăria Comunistă Pancermare, având în vedere necesitatea aprobării valorii de investiții la proiectul amenajare portuare cu Plașa Pancermare în valoare de 568.119,88 lei, supus pe aprobarea Consiliului Local proiectului de hotărâre inițiată. Deci este de vorba de amenajarea trotuarelor din satul Mărăiești. Am făcut referire la hotărârea 44 din 14.7.2017, când s-a aprobat implementarea proiectului. Avem contractul de finanțare încheiat cu AFIR în 2018. Avem definitivată valoarea și acum să trecem la execuție. Discuții? Unul de bă, ceva, nimic? Un lucru benefic, cum a să înceapă foarte bine. Ele execută lucrarea.
E încheiat un contract. Îi luăm după seară. Da, cum spune la firmă. Sigur, n-am reținut. Nu, cred că e din Bacău. Firma din Bacău? Da. Nu pot să zic. Întrebări ce fac? Noi aici interesează valoarea. Apropo, nu ne interesează firma. Cine din Bacău? Da. Clar, acolo a luat cei mei. Să punem la vot cine este pentru, împotrivă, abținere, nu știu. După ca să nu plătești din banii tăi. De la PNDR, de la PNDR. De la... Nu amestecăm fondurile europene cu fondurile din guvernul. Da. Și asta e cu... Când depune în tranșa de plată după ce se execută lucrarea, AFIR-ul își retrage avansul care ni l-a dat la început, adică ăștia 50%. E clar că se poate de clar. Deci nu este vorba de împrumut. Nu. Nu. Alte discuții mai sunt? Ne mai fiind? Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere, nu sunt. Mai era ca o chestie, dar de așa am votat. De principiu, de unde și până unde, trebuia să ne amintim, să avem dimensiunea. Când s-a putut, nu o să facă 5 metri să oprească, știm că am putut de proiect. Deci, amploarea investiției. Da. Deci pe partea stângă, cum mergem în jos, spre Căiuț, da, de la școală și până la, până în dreptul bibliotecii, a grădiniții. Și pe partea dreaptă, de la Bontaș, mai încoace un pic din Bontaș, până la Bosac, până la drumul care face către Gârbovan. Deci, vorbe de apă. Ca să luăm eu pe ce îi dau, da, am discutat, astea le-am discutat din mult. Mai e prototat. Chiar din 2017 le-am discutat. Chiar din 2017 le-am discutat. Da, mă rog. Deci asta este. E lungimea de vreo 3 km. De... mai bine. Trotuar e bine, da. Trotuar cu tot, cu tot. Da. Păi da, dacă stai ziua să vezi câtă circulație este pe gândirea asta. Asta vreau să spun, e un lucru foarte, foarte necesar. Ți-e și teamă cu bicicletă sau chiar și ca pieton pe marginea drumului, la 50 de centimetri de mașini de marginea, efectiv te absorb și curenții de aer. E foarte, foarte mult. Cât se poate de repede, atât mai bine. Mai ales că începe grădinița autorului. Sigur că da. După cum bine cunoașteți, în ședința anterioară am aprobat modificarea organigram și a statului de funcție din cadrul aparatului de specialitate în primarul Comunei, prin transformarea unei funcții contractuale de execuție din consilier personal în funcția contractuală de execuție de șofer. În fiecare an, prin hotărârea Consiliului Local, se stabilesc salariile funcționarilor din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei, așa cum rezultă de prevederile articolului 11 aliniatul 1 din legea cadrul 953/2017, privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, pentru funcționarii publici și personal contractual din cadrul familiei ocupaționale, administrație, din aparatul propriu al Consiliilor Județene, primării și Consiliul Locale, din instituțiile și serviciile publice de interes local și județean de sub ordinea acestora, salariile de bază stabilite prin hotărâre a Consiliului Local, a Consiliului Județean sau a Consiliului General al Municipiului București, plăcat, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau după cazul reprezentanților salariaților. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 4/23/2019 s-a aprobat cuantumul salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ștefan cel Mare, însă la punctul 4, la funcția de șofer, s-a stabilit începând cu gradația de vechime 3, întrucât la acea dată aveam încadrat personal în funcție de șofer începând cu gradația de vechime 3. Având în vedere încadrarea corectă în funcția de șofer pentru persoana care urmează să ocupe această funcție, suntem nevoiți să completăm anexa 1, adică funcții contractuale de execuție, punctul 4 la hotărârea Consiliului Local 4/23/2019, cu gradații de vechime 2-1 și gradația 0, fără a modifica celelalte gradații de vechime, respectiv 5, 4 și 3. Deci nu știm cine o să vină, cu ce vechime o să vină la concurs. Și de asta modificăm, să începem de la gradația 1, nu de la 3. Deci poate să vină cu un an vechime, cu 2 ani și poate să vină cu 10 ani. Vine cu 10 ani, se încadrează la 3, 4, 5, exact. Dar nu putem să... să nu admitem la concurs o persoană care nu are vechime să încadreze de la gradul de la gradația 3 în sus. Da, având în vedere și faptul că, bine, trebuie să vedem o șansă și aceea fără vechime și tineri în general. Dar nu, directul nu acceptă. Ai un an vechime, nu te consideri cu șoferul. Mai stai și mai înveți. Mai ales când vă pune în pericol, e șoferul primar, nu? Să înțeleg? Este concursul care îmi diferențează. Nu s-ar califica, tot s-ar lui ca să-l angajez cu echipii de la când o luat pe... Auziți, spune doamna șofer, doamna secretară, că ce lume e în 3 ani de participarea la concurs. Da. Dacă ne spuneai, nu mai avea de discutat. Da, am întrebat ceva, nu mă întrebat. Supunem la votare pentru, împotriva, abțineri, nu se da, referitor la punctul 6, privind desemnarea unui reprezentant de rezervă al adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare, am primit o adresă din partea ANIS-ului, prin care mi solicită să mai numim o rezervă pe lângă titularul desemnat de Consiliul Local în adunarea generală a ANIS-ului, mai numim o rezervă. Dacă titularul nu poate, să ducă rezerva. Se întâmplă să nu fie statutare ședințele ANIS-ului din cauza prezenței slabe. Atunci, băi, primarul nu poate plecat în altă parte, să mai trimitem pe cineva. Da. Și noi ne-am gândit ca rezervă să fie domnul Hazaparu. Da. Da. El la DIP, la DIP deja este și să fii și la DIP. Poate să fie în ambele? Sigur, dar vreau să... Nu s-o dată ședințele. Nu s-o dată, dar diferit e asociațiile astea de dezvoltare. Sunt discuții? La persoane respective? Da. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine ne se pierde? Împotriva, ține însă. Diversă. Acum la diversă, cine a scris? La diversă. Ziceți.
Am fost oprit de domnul Gherdescu, un invitat. Ei solicit acolo o mașină, două de balaturi, că zice, nu s-a făcut niciodată. Sunt uitat de lume. Dar din toate informațiile, aici, în parte la blocul Gări, un Ion Mihalea, Gherghel, vine și o să fie mașină. Din fața lor e drumul s-a opusat. Din fața blocului, din spatele blocului Gări, este pe dincolo, la Brânzănuc. Ei zice că sunt... Interesant, este domeniul public, prins acel drum. Nu știu, dar eu vă spun. Și asta sunt interesant, că este ceva de altă și tot atunci. Așa trebuia să-i spui, băia, mă interesează dacă e prins în domeniul public, drumul ăla, îți stau din vorbă, domnul, cum se vreau la așa. Da, după revoluție, fiecare a făcut clasic, ce nu putea. E bine. Da, drumul ăla nu a fost în legea. Și Gherghel, care Gherghel? Băiatul lui Ion Mihalea și nu este o casă. Nu mai duc el. Aici la locul. În spatele blocului care este. Nu în spatele. Dar care e Gherghel? Dă-te cu asta. Și ce-i ce al care? Și ce-i al care? Și ce-i al care? Și după aia am văzut că tot acum, dacă prindeți un proiect, ar fi bine cu cum ați făcut aleile astea în fața șupării. De la Cămin de aici și până la Porul Arădeană. Eu o săptămână asta am stat pe afară. De la Cămin și până la Porul Arădeană, o alei și pentru țiganii ăștia care vin la primărie. Vin la primărie după ajutor social. Două accidente era să întâlnă. I-a luat un tir, vinea de acolo, pe cealaltă, i-a luat căruța cu remorcă la țigan și-a făcut. Da, dacă te poate, eu nu zic că... Din partea de la gară, nu poate face o adică. Din partea de la gară, nu poate face. Din partea, cum venim la astfel, din partea stângă. Începând de la pot și până aici și la pot. Dar nu vrei pot până la țigare. Ce fel eu, dar oare e ce nu ne dă voi? Păi cum se face? Investiți pe terenul apă. Dar nu, că e domeniul public, 13 metri sau 14 metri de la drumul ei. Și nu mai bine sunt încadrat așa de aici. Oare aici la nevoie, de ce ne-am oprit din partea stângă, ne-am oprit în dreptul bibliotecii? Pentru că nu se mai pretează terenul prin la așa ceva. Aici de ce faci? Facem un plutur? Ce să facem? Facem plutoare? Am făcut o propunere pentru parcurs, dacă aveți vedeți. Facem un pasarel. Da. Bine. Le amenajăm metro ca să nu dea din pista. Nu e, dar sunt oameni de la Jafret, de la Corbu, vin din jos, de la Bunăunaș, vin din jos, pe stânga. Mă ia pe răgărește. Dar pe teritoriul Oneștiului, de la Crucea de Piatră până la Drăința, până de aia, e un trotuar. Sau până în oraș? Până în oraș. Sau până în oraș? Mai e. Sunt în oraș? Privariante. A fost o propunere. Da, bine. O să dea acordă și propunerile astea, să fie decente, cât de cât decente. Să leagă. Așa facem propuneri, se dă bine la camera, acolo. Ne-ai putut la țigari, mă, tăi. Eu? Vei lui țigari, mă. Vădă campania electorală. Băi, uite că eu am fost la primărie și le-am spus să vă facă trotuar. Dă-mi tot vina pe mine, că eu am venit primul aici. Am trebuit doar și i-am adus și mie aici. Care cum mă trebuie? Și mai văzut pe o vinovare, că te-ai venit și mă dar nu am. Aseară, la urmă, am venit la urmă. O iluminată cu mai multe. Domnul Zlotu, hai să vă zic. Reducem până pe data părinte sau mai e clar. Iluminatul public. Iluminatul public, nu spui eu. Nu, dar sunt care nu are. Nu ar fi loc așa. Iluminatul public. Nu are, nu are. Să trăie la Violeta. Verificul un pic iluminatul la Rădeana. Au zis, nu așa. Aseară nu așa. La 11 a venit cu jumătate. De ei, iar nici cumva. Da, și deci, vezi acum, dacă mai sunt viață. Da, mă duc la da, 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 da,
bordă ca să schimbe o lampă. În Rădea. Vedea aia. Pe ulița asta e la Rachel. Asta jos. Da. Domnul Cantare. Da. La Cantare? Da, da. Acolo. Domnul primar. Podul sau piciorul podului din dreapta, care l-a dinspre Bertelan, Ștefan Bertelan, știu dumneavoastră. Sunt numai bătrân pensionar, vă roagă, atunci când mai aveți moluzul, ce mai este, să umpli mâna. Sunt numai pensionar și când a murit Dumnezeu să ierte, ultim, care se îngrijea de așa ceva, a fost o scândură și ei care au făcut așa, aceeași scândură este seara noastră, vin de la urmă să dacă aveți, când mă aveți dislocări din material de astea, să poți mă lua. Că nu... Că nu... Că nu mai are cine să mai aibă. Miroasa proastă. Știți dumneavoastră, pensionare. Chiar, interesant. Toți sunt pensionari în zona asta. Da, dar și nu pot să treacă pe... Cred că pot, da. Acum nu putem face chiar cu moful la fiecare să facem poduri, numai poduri pe râul Bogdan. Așa e. Păi, dar cum să nu mai facem? Nu, am zis în ideea că să ducem în altă parte, ducem și acolo. Nu, acolo trebuie... Da, blocul. Dar acum trebuie făcut la piciorul podului, jos. Nu numai asta fac gaura. Domnul Matie, asta se cheamă un studiu de oportunitate. Primarul trebuie să ducă în zonă. Să le spune cum stă cu studiul de oportunitate. Și îi face un pod la toți. Da. De ce nu-i fac? PSD-ul e la putere, de bani, face un pod personalizat. Și banii de la putere, face un pod. De ce? Am o propunere. De acord, nu ești spus tu că trebuie un studiu de oportunitate. Dacă și să faci programul mie, primarul să ducă la partea de bani, mie nu mai este de acord. Nu, e tot ce nu mi-a fost. A doua zi dimineață am fost acolo. Și norocul a fost că ăla s-a surpat și a devenit nepracticabil. Și imediat în dimineața aia s-a dat drumul la ăla. Apropo, cu surpare. Și domnul ăsta, antreprenor, care a făcut podul, el crede că cetățenii care mai au voie să plante, nu au văzut că el aruncamentele alea trebuia să le aducă cu certificat de calitate și o anumită compoziție. El a culeze de părău, și le-am pus un putere acolo. Ei, nu se face așa ceva. Dar de ce? De ce ne vrăjdu? Cine a făcut podul? Dar care-i pot? Din ăsta la Părăseară. Nu, pardon, ăla la Cazan acolo. M-a adunat bolovani, le-a pus în gabioanele. Ăla cele mai bune. Păi nu sunt pe Părău cele mai bune. Care-i că acum? Acum. Acum? Și altă dată. De exemplu, la Părău... La podul nou zici tu? Nu. Da, la podul nou. Dar spun podul de la Moare. Am văzut eu personal că mergea cu Vola, Lucian Stan și cu Bicol, din Pârâu și-a pus acolo în gabioane. Acolo spune, aduci arocamente din carieră, nu de pe Pârâu. Băi, pământul ăla de tare. De ce nu am arocamente din carieră? Bolovan. Bolovan. Dar se cheamă arocamente, da, Bolovan. Bolovan. Da. O să spun, de mai văzut și mulți din Bolovan erau la Casa Grativ. Prezența. Cum poți tu să spui că s-o... Dar de unde s-a adunat de pe Pârâu acolo? O mai adunat, nu s-a adunat Dar du-te, băi, de aici, dar nu mai vorbi prostii. Doamnă mare. Dar tu ai văzut ce mulți bolovani au acolo la... Doamnă primar. Doamnă mare. Și din coace la bolovani. Acolo s-a adus și de la Comănești, dacă vă interesează. Pentru că în zona Ștefan cel Mare și așa, nu mai era pe bolovani. Vă dați seama? Pentru podul de la Gărbovan, știi unde a fost depozitul de Golovan? Nu, dar nu știu la
ședința trecută, sau acum două, că trebuia să faceți o adresă lui domnul Vărteanu, să-l chemați în fața Consiliului Local. Nu s-a pus în practică. Dacă e cazul, mai repet o dată public, se aude, vă rog frumos la prima ședință să-l aduceți aici. Dar pentru ce s-a dus? Păi așa a stabilit și cu votul tuturor lor. Să ne spună cum stă cu întreținerea terenului concesionat la primăria și de Măgeba. Dar spune-i, pentru în acel moment, chiar de geamul de 15. Nu, mi-e pierdut cu prezentarea.